Joi 27 iunie, în Neamț, a fost ziua comunicatelor de presă. Pe lângă instituțiile care comunică în mod curent, au apărut și factorii politici, senatorul Dan Manoliu și președintele Consiliului Județean Ionel Arsene. Cel din urmă se referă, poate cam târziu, la recenta hotărâre a Tribunalului Prahova privitoare la granița dintre județele Neamț și Harghita. Președintele Arsene consideră hotărârea ca fiind provizorie și spune că sentința va fi atacată de către Consiliul Județean cu recurs. Cităm din comunicat. Am luat act de hotărârea provizorie a instanței din dosarul numărul 1417/105/2011, ce privește stabilirea limitelor de hotar dintre teritoriul administrativ al orașului Gheorgheni și teritoriul administrativ al comunei Bicaz-Chei. Nu este firesc să facem aprecieri vis-a-vis de soluția prezentată pe scurt în dosarul respectiv până când nu va apărea motivarea instanței. Cert este că specialiștii noștri o consideră surprinzătoare și confuză. Obiectul acțiunii este anularea unui proces verbal de delimitare și nici de cum stabilirea unei limite de hotar dintre două unități administrativ-teritoriale care se realizează pe baza unor proceduri tehnice reglementate legal. În soluție se stabilește hotarul pe DN12, invocându-se hotărârea de guvern 540 din 2000, prin care se aprobă încadrarea în categorii funcționale a drumurilor deschise circulației publice, nefiind descrisă clar, concret sau tehnic această limită. Vom aștepta motivarea acestei hotărâri, care nu este definitivă, pentru a cunoaște considerentele care au stat la baza soluției Tribunalului Prahova și în termenul legal de 15 zile de la comunicare vom promova recurs împotriva ei, citat încheiat. Cert este că hotarul actual este utilizat în toate documentele oficiale, atât înainte cât și după organizarea administrativ-teritorială din 1968, cum rezultă din documentele cadastrale, iar hotarul este pe pârâul Cupaș, deasupra cheilor Bicazului. Așadar, cheile sunt în totalitate în județul Neamț. Președintele Consiliului Județean Neamț adresează cetățenilor rugămintea de a nu da importanță unor încercări de a transforma subiectul acestui proces într-un conflict pe teme etnice sau politice. Suntem încrezători că justiția va constata adevărul și va pune capăt unor dispute superficiale care trenează de mulți ani, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, în finalul comunicatului.